Bine venit, oameni buni, în direct. O să vedeți, am aici un tort pregătit pentru cineva. O să aflați, face 6 anișori. Dar până atunci, următorii mei invitați, să știți că au mare succes pe internet. Clipurile lor se bucură de foarte multe vizualizări zilnic, iar urmăritorii lor sunt foarte atenți aleși, și anume copiii. Pentru cine nu-i cunoaște pe membrii familiei Melimi, am pregătit câteva imagini, dar sunt convins că știe toată lumea. Așa că apoi invităm familia de succes aici în platou. Bună ziua, domnul Dumitru! O, salut, Melissa! Noi suntem la și ne ascundem de paznicul care ne caută prin toată parcul de distracție! Și sigur că nu se va lăsa până nu o să ne găsească! Aici suntem la vedere. Trebuie să căutăm alt loc pentru ascunziș. Haideți după mine. Nu dormim 24 de ore. Și câștigă cel care adorme ultimul. Ne place ideea. Toti, dar noi toată noaptea am editat videourile. Oameni buni, am revenit în direct. Dacă mă întrebați cine e gașca de aici din imagini, vă spun eu în felul următor. Sunt copiii colegilor mele care atunci când au aflat că astăzi avem așa invitații, au zis să vină astăzi la emisiune. Iar aici avem o sărbătoriță și aș vrea să facem așa cu mâna celor de acasă. Ea este Irene, uite acolo la cameră, uite acolo Irene, să te vadă toată lumea. Astăzi ai împlinit 6 ani? La mulți ani, să fii sănătoasă. Și uite ce am pentru tine. Am așa un tort, dacă pot să spun, l-am improvizat noi, ca să fie pentru tine, da? Ce faci? Bine. Uite, e al tău, să știi. Și poți să-i servești și pe ceilalți copii. Ea este Irene, oameni buni. Este fata colegei noastre, Larisa. Larisa, pe care o vedeți cu... Ia uite, ne face cu mâna, mămicuța de acolo. O vedeți în acele interviuri senzaționale cu diferiți invitați. Mămica e acolo, perfect. Mai departe, o avem pe prietena ta, pe Alma. Este fata Raluca, e colega noastră, tot așa. Raluca e în regia de emisie acum, nu puteți să o vedeți. Bună, ce faci? Bine. Câți ani ai tu? 6 ani. 6 ani, mulți înainte. Și ai început școala? Da. Și cum e la școală? Frumos. Îți place? Da. Sigur? Da. Bravo, foarte bine, ești foarte frumoasă. Ți-a căzut și ție dintele? Păi, de mine, perfect. Ai și un frățior, nu? Da. Te scoate din sărite? Da. Și aici avem niște copii, tot ai redacției mai mari, oameni buni, pentru că aici sunt copiii Gretei, și anume, mamă Greta, ce înaltă e Alesia. M-am uitat prima dată dacă are niște platforme, ceva în picioare, nu. Ea este Alesia, fata Gretei. Câți ani ai, Alesia? 10. 10 ani și care are un minut mai mult? Eu. Tu te-ai născut primul, nu? Cu 5 minute. Și Albert, care e născut cu 5 minute mai repede decât Alesia, ei sunt gemeni și sunt copiii colegei noastre, Greta, pe care o știți. Uite ce mamă. A slăbit mult mama voastră, ați văzut? Vă puneți pe voi acasă? Vă taie din porțiile de mâncare? Nu. Nu? Pentru că știi, atunci când tai și stânga și dreapta, dar pe tati îl pune și pe el la slăbit? Nu, am înțeles, ok, deci doar Greta a vrut să scape de kilogramele în plus. Perfect, Albert, Alesia, Alma, Irene, haideți să vă spun ceva. Am adus astăzi aici o familie care sunt convins că o să vă placă. Haideți să-l punem aici, da? Și apoi testați voi aici la masă. Dar uitați-vă cine vine, familia Melimi. Hai să-i poftim. Melimi, sunt aici. Bună, sărut mâna, bine ați venit, bună ziua. Bună ziua, eu zic să intrăm ușor, ușor, să ne așezăm pe canapea. Avem și comitetul de primire din copii și din sărbătoriți astăzi. Aici sunt fanii voștri, să știi. La mulți ani, din redacție a plecat toată această nebunie. Au zis, hai să venim și noi, dacă vine familia Melimi alături de noi, să vină. Haideți să luăm un loc pe canapea. Mulțumim. Și să ne cunoaștem foarte bine. Vreți să facem treaba asta? Da. Bă, dar voi nu mai aveați pe încă cineva? Nu mai era cineva în familie? Lipsește cineva? Da. Ba este. Da.
Mihaela? Mihaela lipsește, Mihaela. Perfect, haideți să facem cunoștință pentru cei care poate nu v-au văzut așa. Stai la mine în brațe aici. Poate nu v-au văzut atât de des pe YouTube, da? Haideți să le povestim ce înseamnă familia Melimi. Familia Melimi înseamnă tata, care are și rol de Dumitru, ce are rol de director câteodată, de profesor, de toate are, nu? Da. Am înțeles. Te enervează câteodată? Nu. Perfect. Așa, o avem pe Luminița, care intră peste voi în cameră când vă e lumea mai dragă. Corect? Da. Și o avem pe Melisa, pentru că familia Melimi pleacă de la două nume. Melisa, fata cea mare, nu? Și Mircea, tu, nu? Da. Perfect. Și e Melimi. Cum a pornit povestea asta? Stai un pic, mai am pe cineva de prezentat aici. Deci Melisa, Mircea, Matei. Salut, Matei. 3 ani, nu? Da. Bravo, Matei, perfect. Iar acolo îl avem pe Ioan. Ioan, e supărat? Nu. Câți ani are Ioan? Ioan are 2 ani. 2 ani. Și mai avem acasă, mai aveți acasă, pe Mihaela, care e mică, n-are un an, are 10 luni, nu? Da, da, 10 luni, exact. Foarte frumos. Hai să ne spunem, oamenilor, cum a început povestea asta? Noi, mereu, am filmat acasă pe videouri tot ce se întâmpla odată ce s-a născut Melisa. Tot, fiecare zi aveam câte vreo 10 videouri făcute pe care le tot compilam, le montam. Dumitru și le edita, și le după aia, sunete. Da, și după aceea le priveam pe proiector. Pe proiector. Pentru că amintiri. Până anul trecut nu am avut acasă televizor. Și priveam pe proiector amintirile noastre, călătorile noastre, tot ce făceam noi. Recapitulam. Dar prima dată știi că și eu filmez, la fel copiii, și cred că părinții care ne urmăresc înțeleg că îți vine scos telefonul și încep să filmezi. Dar tot cu telefonul ai început prima dată să filmezi sau de la început? Bine, cu camera? De la început filmam cu un aparat foto care avea și funcția de filmare. Da. Și te gândeai că o să le încărcați pe YouTube, că o să faceți să le vadă toată lumea sau erau doar pentru voi prima dată? Era doar pentru noi. Am văzut și noi ceva modele pe internet cu diferite magii. Am încercat să facem filmări cu magie cu Melisa când eram în Brașov și am trimis prietenilor noștri cu care ne tot făceam sharing de materiale. Și ei au spus că de ce să nu faceți voi și o postare pe internet, să încercați să vedeți. Am făcut postări o dată în lună, cam așa, și inițial mai rar. Da. Odată cu pandemia, spuneam că iată, pandemia a adus și beneficii. Pentru că v-ați unit mai mult timp decât de obicei. Am gustat din... Da, ne-a permis să muncim și de acasă și în același timp să petrecem timpul cu copiii. Și atunci a început așa, munca noastră de zi cu zi, să filmăm împreună și ne-a plăcut foarte mult că inițial a fost un proiect, am construit niște viziere pentru doctori. Și le-a plăcut foarte mult celor care, unde am donat aceste viziere, și am continuat mai departe să... Dar voi ce joburi aveați? Voi de unde sunteți? Voi acum stați în Oradea, nu? Da. Dar nu sunteți din Oradea. Suntem din Chișinău. Până a venit în YouTube, am activat în cadrul procuratorii. Suntem doi juriști. Și... O meserie care nu are nimic de a face cu filmatul și cu camera și cu nimic. Ba, dar noi știm mai mulți care au făcut studii în drept și... Se tot filmează. Da, știm. E zilnic la televizor. Da. Am înțeles. Nu, dar de asta zic, adică voi erați cu o meserie, sacoul perfect întotdeauna, ce suntem? Mamă. Păi asta și a fost, da. Dacă până la YouTube am fost doar cu un sacou, cravată și la patru ace, deja atunci, așa, mai degajați am fost, am început să elaborăm scenarii, jocuri cu copii și... Dacă inițial apăreau doar Melisa cu Mircea, după aia ne-am făcut și noi avântul. Și când ați văzut că treaba funcționează, a zis, ce facem? Trebuie să mai facem niște copii? Da. De fapt, aici Dumnezeu a decis pentru noi, dar vă spuneam că atunci când am văzut în pandemie cât e de plăcut să stai acasă cu familia și să reușești să... comunici cu ei. Pentru că mi-am acasă foarte târziu, de multe ori ne mai rețineam la muncă, chiar și în pandemie. Lucram acasă, de acasă, dar... Și acum asta e jobul vostru zilnic? Că nu mai duceți la procuratură, vă mai duceți, nu? Gata, nu mai, da, pentru că nu sunt compatibile funcția de procuror, funcția de avocat cu YouTube. Și... suntem implicați în niște proiecte germane care tot ne permit să... în securitate cibernetică.
pentru că și eu și Simona am fost, ca suntem specialiști pe crimă cibernetică și pe protecția copiilor în mediul online. Foarte tare, aveți o poveste senzațională și asta spunea Radu, toate clipurile voastre de pe canal zilnic adună 6 milioane de vizualizări, mi se pare ceva ireal. De fapt, actualmente adunăm în jur la 9 milioane de vizualizări zilnic. Astăzi chiar până a intra în mine. Adică în fiecare zi tot ce aveți voi pe YouTube însumează 9 milioane de vizualizări zilnic? Astăzi spuneam, când tasem, am văzut că avem 15 milioane pe zi. Astăzi. Iată, zi. Înainte de a intra aici. 15 milioane de vizualizări pe zi? Da. Mi se pare de asta uriaș, nu? Pentru că conținutul vostru doar în limba română e? Da, e în limba română, dar am început să facem și niște șoțuri care deja trece și la publicul care este internațional. Vizualizările acestea le spuneți legate și de șorturi, adică șorturile sunt pentru cei de acasă, acele videouri de 15 secunde foarte scurte. Da, dacă să vorbim de publicul românesc, atunci avem la vreo 6 milioane de... 6 milioane. Am înțeles, da. Da, videoclipuri mari, adică să fie văzute de oameni cap-coadă, nu? Da. Înseamnă da. Că, practic, acum salariul e mai bun aici decât la procuratură. La managementul YouTube, care se uită, nu? Da. Cel puțin nu ne ajunge pentru traiul vostru pentru de zi a ne întreține și, inclusiv, pentru a putea călători. Da. Ceea ce, la urma urmei, asta e important, să faci în viață lucruri care îți plac și atunci când le faci și cu pasiune, nici nu simți că te duci la muncă. Simți că, pur și simplu, nu știu, e o zi normală care a trecut chiar de vacanță. Asta și a fost pentru noi că... Și postați zilnic? Da, zilnic, pentru că dacă inițial o făceam săptămânal, acum YouTube-ul, noi vedem că YouTube-ul ne penalizează și dacă vede că managementul YouTube nu doarme, zice, n-ați postat, treceți la muncă. Și pe urmă e mai dificil ca să ți recapiți publicul. Deci, oameni buni, eu zic să treceți pe YouTube, să începeți să filmați. Cine are ideile cele mai multe? Că nu e ușor zilnic să filmezi. De fapt, noi... Cât au episoadele zilnic? Durată? De la 20 de minute în sus. Deci 20 de minute zilnic postați pe canalul vostru de YouTube. Ei, mai nou, acum nu este zilnic, e... Peste o zi vlog, nu. O zi... Adică, postăm pe două canale de bază și acolo pe unul postăm ce ținem de familie, de viața familială și deja pe celălalt povești, diferite sketch-uri, challenge-uri pentru... Foarte, foarte tare. Și cine aveți echipă care se ocupă? Sunt oameni care vă ajută sau doar voi? Da, avem o echipă măricică de vreo 7 persoane. Ne ridicăm toți în mansardă și stăm copiii și decidem rolurile, ce facem, cine și... Flipchart-ul este... De fapt, am și prezentat și în vlogurile și imagini noastre. Aici, da. Nu știu dacă avem și imagini de la vloguri, dar în același timp și cum pregătiți, practic ca o emisiune. Cum e la noi, aveți un flipchart în care scrieți sigur. Ce facem astăzi, pe cine chemăm. Tinem un scenariu, a doua scenariu, da. Ideile de bază, după care urmează... Clar, și certuri sunt, că eu vreau să fiu cela, eu vreau să fiu ălălalt, Melisa, Mircea, după aia... Și acolo mai spunem că trebuie astăzi, tu astăzi trebuie să faci niște trișări. De ce eu? Nu vreau eu! Nu e tocmai ce, dar ați avut momente când nu vreau să filmez, zic că nu vrem să filmăm, lasă-ne tati în pace. Noi, de fapt, pedeapsa că dacă nu-ți faci temele până la ora putare și dacă vrei să faci altceva, atunci astăzi nu te mai filmezi. Bine, gata, plec să fac câte video. Adică este ca și o pedeapsă inversă. Adică dacă... Da, înțeleg. Melisa, câți ani ai acum? Acum am 10 ani, am împlinit 10 în aprilie. Mulți înainte. Mulțumesc. Și la școală cum e? Toți colegii te știu de pe YouTube? Acum da. Da? Și se poartă altfel cu tine? Adică sunt mai drăguți de când te știu acolo, îți vin și spun Melisa, ai te rog frumos, vreau să intru și eu pe canalul de YouTube. Da, ei sunt foarte drăguți. Da? Melisa, uite, îți dau din sandwich-ul meu, te rog frumos, cheamă-mă și pe bine să filmăm. Mircea, la tine cum e? În ce clasă ești? În a treia. Tu vorbești serios? Da. Și cum sunt colegele? Foarte bun. Și drăguțe? Da. De treabă? Foarte. Cum e? Care e cel mai bun prieten al tău din clasă? Toți. Toți sunt prietenii tăi? Da. Bravo, foarte frumos. Ce zici?
El vrea să mănânce struguri. Da, dă-i struguri. Vorbeam frumos, lasă-l să mănânce ce-și dorește. Sunt din plastic, nu? Aici sunt copii care vă urmăresc foarte, sunt copii care vă urmăresc foarte tare pe YouTube și au vrut să vină astăzi aici să vă vadă așa și față în față. Pe stradă când vă mai întâlniți cu copii sau cu oameni, vă strigă? Noi chiar acum, înainte de a intra la emisiune, eram aici în stradă și mâncam câte un covric cu Susan și o doamnă. Mergeam, deja veneam spre ProTV și o doamnă, alergând din spate, zice: vă rog frumos, familia mine, vă rog să vă opriți. Și a spus că ne-am văzut, era în tramvai, ne-a văzut pe noi și a coborât la următoarea stație, ea având programare la un dentist. Da, la stomatologie și a ca să vine să facă o poză cu voi. A coborât și a alergat o stație, zice că v-am zărit, erați pe scaun, pe bancă. Dar noi deja veneam aici, în la ProTV. La ProTV. Da, uite, pentru oameni, cum vă pot găsi pe YouTube? Deci familia Melimi, caută așa și găsesc exact canalul Melimi de YouTube și tot ce trebuie. Dacă pune doar familia, deja o să apară. Da, am testat și am văzut persoane străine care căutau pe YouTube. Adică punea primul... doar familia și Melimi apărea prima opțiune. Mai e o familie de la Chișinău, cum îi cheamă? De 8 copii au venit la noi aici la emisiune. În familia Cârnat, nu? Da, Cârnat. Da, îi cunoaștem. Pentru că Cârnat, nu? A fost Cârnat, profesorii sunt colegii noștri. Da, exact, că și el e în... La drept. Mi-a fost mie profesor. Nu cred. Da. Și mie la fel. Domnul Teodor. Deci domnul Teodor de Cârnat. Familia Cârnat. Deci v-a fost profesor. Da. Și acum sunteți în concurență pe YouTube, că și ei sunt pe YouTube. Nu, și suntem că tare în concurență la maternitate. Da, exact. În urmă. Noi la el sunt 8 copii, nu? Da, mă rog, dar... De fapt, domnul Teodor tot zicea că ultima perioadă când eram la facultate, toți trei, Matei, Melissa și Mircea, mergeau cu mine la examenul de stat. Și ei stăteau în laborator și mami era la examen. Și zicea: cum așa? Ei stau singuri acolo. Zic, da. Eu țin minte când stăteam în au grijă unul de celălalt. Și aveam grijă. Eu țin minte când stăteam în acea sală și scriam pe tablă, făceam teme, da. Și acum voi practic aveți grijă toți, sunteți echipă, trebuie să aveți grijă toți unii de alții, nu? Da. Foarte tare. De vreau să fii sincer cu mine. Mircea, cel în care te enervează cel mai tare dintre frați? Toți. Dar întotdeauna e lupta asta, nu? Mai aveți momente astea când se mai ciondănesc între ei, când se ceartă? Practic nu prea au când, pentru că sunt implicați la școală, au și extracurriculare și nu prea au timp să se mai certe ei, pentru că... Din potrivă, ultima perioadă, Melissa îl ajută foarte mult pe Mircea și îl încurajează, e fiind normal, mai mare ea. Da. Foarte tare, văd că este mulțumitor, pentru că în fiecare zi mulțumește că este alături și... Matei merge să citească, Mircea sau Mircea să citească povești, ăla mic să se joace cu fiecare vrea și tot așa. Da, Matei este băiatul care umblă prin casă tot timpul cu cartea subțioară, așa. Da. Asta e foarte bine, e un rol important și ăsta la urma urmei, nu? Sigur. Aveți, care e cea mai haioasă amintire pe care ați trăit-o în toată această perioadă de când filmați și postați? Cea mai haioasă? Eram în Târgu Jiu. Eu am acasă, la Târgu Jiu, așa? Într-un mall și s-a apropiat de noi un copil. La Târgu Jiu? Da. Da. Și... Mall? În mall, da. Ce n-a mai fost de mult că pe la Târgu Jiu, e mall la Târgu Jiu. Bă, da, ca de vreo... Mare, parând, de vreo, e foarte de vreo, mare. De vreo 2-3 ani, nu? Da. Da? Și... o fetiță se apropie și zice: eu vă știu pe voi, tatăl meu este pompier. Apropo, salutări. Salutări, da. Și tatălui. Și tatălui. Și zice, era foarte entuziasmată când ne-a văzut. Și zice că, uite, noi, eu îi priveam și pe aceea, și pe aceea, și pe ceilalți. Voi îmi place ce mai mult, dar tatăl mi zice că ăștia sunt moldoveni. Mi-a plăcut sinceritatea copilului. De fapt, copiii sunt sinceri, da. Mama era să mama era stresată, transpirată. Bun. Te rog, nu mai vorbi atât. Noi spune, lăsați că e bine ce spune și dintr-o parte. Mi-a plăcut foarte mult faza asta, pentru că
am fost îndrăgiți în România, chiar dacă avem și accent, chiar dacă avem și... Și, Doamne, eu iubesc graiul vostru, efectiv, pe cuvânt. Așa cum ne place și nouă graiul ardelenesc, graiul oltenesc. Tati, câteodată vorbește che. Da, tati. Ultima perioadă, da, tati, mai preia. Și am zis, când intrăm în coace în platou, să zicem, nu, bună ziua, dar spunem servus. Așa zice Luna, nu? Laura de acum. Da. Ciao, perfect. Da. Vă mulțumesc mult, copii. Și iată, facem în felul următor. Irene, pentru că este ziua ta, puteți să faceți poze. Familia Melinie este aici, alături de noi. Îl avem pe pozaj, faceți poze și aveți cele mai tare amintiri. Vreți așa? Ca noi să continuăm emisiunea. Copii, voi nu vreți bomboane? Aveți voie? Au voie. Aveți? Atunci face Irene cinste. Haide, vreți? Da. Ciucă, ți-am zis, tu vrei să aducem broccoli la emisiune. Eu și-o lățești. Irene, haide să-i servești tu așa de ziua ta. Bravo, foarte frumos. Mulțumim, Irene. Așa, asta. Perfect, bravo. Iar noi continuăm emisiunea, oameni buni. Mergem la podcastul colegului nostru, Codin Maticiuc.